Într-o zi câștigi brusc puterea de a îngheța timpul. Ce faci cu el? Ai devenit un supererou și ai susținut justiția? Sau ți-ai dezlănțuit cele mai întunecate dorințe într-o lume fără constrângeri morale? Yuri, un tânăr proaspăt absolvent de facultate în vârstă de 22 de ani, visea să găsească un loc de muncă stabil în oraș, ca majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, după cel de-al 19-lea interviu de angajare eșuat, simte puțin înjosit. O sună sora lui, rugându-l pe Yuri să-și ia nepotul Makoto de la grădiniță. Makoto este un copil plin de viață și iubitor, născut când sora era foarte mică, iar Yuri îl adoră. Ține pe Makoto și pe sora ei să lucreze din greu în fiecare zi, făcând-o cea mai proactivă membra a familiei lor. În schimb, fratele lui Yuri își petrece tot timpul acasă jucând jocuri video și nu are de lucru, în timp ce tatăl lor este și el șomer și inactiv acasă. Enervat de fratele ei dependent de jocuri, Yuri îl face să meargă să-l ia pe Makoto. Deși profesoara de la grădiniță este suspicioasă față de el la început, reușește să-l colecteze pe Makoto. În drum spre casă, cu toate acestea, Yuri nu este capabil să-l ridice pe Makoto. În drum spre casă, sunt răpiți de un grup de oameni misterioși. La ora 18:49, Yuri primește un apel de la răpitor care cer răscumpărarea de 5 milioane de yeni. Ei ordonă să aducă banii la un bloc de apartamente abandonat în apropiere în 30 de minute. Altfel, îl vor ucide pe fratele ei și pe Makoto. Tatăl Yuri a rămas fără muncă de mult timp, iar familia lor nu are economii. Așadar, tatăl Yuri ia banii de pensie pe care bunicul lui a economisit și se pregătește să plătească răscumpărarea. Fără mașină și doar 25 de minute rămase, pare imposibil să ajungi la timp. Fără opțiuni, bunicul Yuri dezvăluie un secret de familie ascuns de mult. El l-are pe Yuri și pe tatăl ei și își pune mâinile pe o piatră magică și apoi își picură sânge într-o gaură din piatră. Instantaneu, trei creaturi asemătoare meduzilor zboară și intră în corpurile lor, înghețând timpul la 18:59. Această abilitate specială a fost transmisă prin familia lor de generații. Ei numesc lumea în care intră când timpul este oprit și în stază. În stază, doar ei trei se pot mișca, în timp ce totul și toți ceilalți rămân înghețați. Acest lucru le oferă ocazia perfectă de a merge în apartamentul abandonat și de a-l salva pe Makoto și fratele lui Yuri. Se așteaptă la o salvare fără probleme, dar întâlnesc un alt grup de oameni care se poate mișca și în stază. Yuri și familia ei sunt rapid supuși și află că răpitorii plănuiau să-i omoare pe toți cu excepția bunicului ei. Yuri este în pericol ca răpitor și este pe cale să o omoare. Dintr-o dată, bunicul ei își folosește abilitatea specială pentru a-i teleporta în siguranță de cealaltă parte. Yuri este în pericol deoarece răpitorul este pe cale să o omoare. Cu toate acestea, puterile sale de teleportare sunt limitate și le poate muta doar la câțiva metri distanță, nu suficient pentru a scăpa din strânsoarea răpitorului. Ei sunt încă în pericol, iar Yuri și familia ei trebuie să vină cu un nou plan pentru a scăpa. Unul dintre răpitori, furios, scoate un cuțit și amenință că îl va ucide pe Makoto. În acel moment, un monstru cunoscut sub numele de Handler apare și zdrobește capul răpitorului cu o mână. Handlerul este gardianul stazei care urmărește peste oameni încremeniți în stază. Dacă cineva încearcă să rănească acești oameni, Handlerul îl va ucide pentru a se asigura că oamenii înghețați rămân în siguranță și că regulile stazei sunt respectate. Yuri și bunicul se teleportează pe sine și pe Yuri în afara pericolului, în timp ce tatăl ei este capturat de ceilalți răpitori, întrucât fratele Yuri și Makoto sunt amândoi într-o stare înghețată. Handlerul este acolo și îi protejează. În acest moment, scopul principal este să-l salveze mai întâi pe tatăl Yuri, deoarece nu este protejat de Handler, deoarece nu este înghețat. Bunicul îi spune lui Yuri să se grăbească acasă și să recupereze piatra sacră care le permite să intre în stază. Momente diferite în timp creează o stază diferită, așa că dacă pot apuca piatra, pot scăpa de stază și pot intra în alta pentru a evita gașca misterioasă. Chiar și o schimbare de timp în milisecunde poate duce la o stază complet diferită. Neobservată, o creatură asemănătoare unei meduze zboară din răpitorul mort și intră în corpul fratelui lui Yuri, schimbându-l dintr-o perspectivă înghețată într-una neînghețată. El îl salvează pe Makoto și scapă din apartamentul abandonat. Yuri aleargă acasă pentru a obține piatra sacră, dar mai mulți bărbați au făcut-o deja și o iau prin ambuscadă acolo. Unii dintre ei se îndrăgostesc de ea și o țintesc. Tocmai când e pe cale să scape din morți, trupul lui Makoto este luat de la ea. Acum se află într-o stare de inconștiență și abilitatea ei specială este activată. Dacă atinge pe cineva, meduzele din interiorul lor vor fi îndepărtate. Înghețându-le pe loc, Shoko, liderul răpitorilor, spune că meduzele sunt numite spectre și că răpitorii pot intra în stază pentru că trupurile lor s-au contopit cu spectre. Odată ce spectrele sunt îndepărtate, acestea sunt expulzate din strază. După o luptă, Yuri scapă cu piatra sacră. Când se uită la Shoko, are un sentiment vag că l-a întâlnit pe Shoko înainte când era un copil. Se pare că membrii familiei lui Yuri au toți șansele de a obține abilități speciale atunci când sunt în stază. Bunicul se poate teleporta într-o clipă, iar Yuri are puterea de a alunga spectrii. În ceea ce privește ceilalți membri ai familiei, abilităților nu s-au trezit încă. Între timp, bunicul îi urmărește pe băieții rei într-o bază de cult înfiorătoare numită Societatea Iubirii Autentice. Intrând pe furiș înăuntru, este șocat să descopere că cultul a instalat camere în toată casa lor. Scopul lor real este să ia piatra magică. Îngrijorat că Yuri va fi atacat acasă, bunicul se grăbește înapoi sperând să o salveze. Pe de altă parte, liderul cultului Junji și adepții săi rătăcesc
în stază. Este prima dată când Junji se află în stază și este curios de tot. Luni în urmă, Shoko i-a spus lui Junji despre stază și a vrut să intre. Shoko a spus că există o piatră principală în posesia familiei lui Yuri și o piatră secundară în posesia cultului, dar nu o puteau folosi decât dacă piatra principală era activată. De aceea, Junji și adepții lui se plimbă în stază. Familia lui Shoko și Junji se plimbă în stază, dar nu l-ar putea folosi decât dacă piatra principală a fost activată. Junji îl face pe unul dintre adepții săi să se comporte de parcă ar ucide oameni înghețați, ceea ce îl atrage pe manipulator să-l atace, dar de data aceasta mânerul este mult mai mic decât înainte. Junji presupune că mânerul își pierde puterea de fiecare dată când ucide pe cineva, așa că cu cât ucide mai mult, cu atât devine mai slab. De data aceasta, spectrul iese și din corpul urmașului mort și intră direct în corpul lui Makoto. Acum întreaga familia lui Yuri se poate mișca liber în stază. Makoto este super curios de tot ce îl înconjoară, Junji este de asemenea curios despre ce se întâmplă în cult și de asemenea curios despre ce se întâmplă în lumea înghețată. În lumea înghețată, legile și morala nu contează, iar bătăușii angajați de liderul cult aleargă sălbatic pe străzi. Îl observă pe Yuri și încearcă să prindă, dar bunicul o salvează cu capacitatea lui teleportare. Yuri îl întreabă pe bunic dacă a mai fost în stază. El îi spune că când era tânăr, câinele ei iubit era pe cale să moară și a dus-o în stază pentru a o mânghea, dar câinele nu se putea mișca în stază, făcându-l cu nimic diferit de a fi mort. Fără altă opțiune, bunicul a dus pe Yuri înapoi în lumea reală. În tristețea ei, Yuri aproape că a risipit accidental spectrul bunicului. Pe măsură ce își amintesc că asta, sunt atacați din nou de bandiți. Yuri decide să riposteze. Bunicul îi teleportează pe bătăuș la Yuri, iar ea se ocupă să risipească spectrii interlocutori, scoțându-i din stază. Folosind această tactică, îi înving mulți inamici pe parcurs. După ce a ascuns piatra sacră într-un copac la ascunzătoarea cultului, îi decide să-l salveze pe tatăl Yuri din baza cultului. În bărlogul cultului, un alt bandit are un gând ucigaș față de o persoană înghețată, iar mânuitorul spune: sunt prea mulți interlopi care încalcă regulile stazei, iar manipulatorul rămâne în cele din urmă fără energie, transformându-se într-un morman de nisip și murind. În timp ce Shoko curăță nisipul, descoperă un corp uman în interiorul manipulatorului. Acești monștri înfricoșători erau de fapt oameni. În urmă cu 17 ani, familia lui Shoko a găsit accidental o piatră secundară. În drum spre casă, fratele ei a plâns, iar lacrimile lui au căzut în gaura pietrei. În acel moment, bunicul lui Yuri a activat piatra principală pentru a consola pe Yuri, care era tristă de moartea câinelui și a luat-o în stază. Familia lui Shoko a intrat și ea în stază cu piatra secundară. Lumea tăcută îi făcea să fie disperați. Tatăl lui Shoko credea că este viața de apoi. A renunțat să mai trăiască, iar trupul i-a fost mistuit de spectre, transformându-l în manipulator. Mama lui traumatizată, a lui Shoko și fratele slab mental au fost de asemenea consumați. Cu inima zdrobită, Shoko a rătăcit pe străzi fără dorința de a trăi. Tocmai când era pe cale să fie consumată de spectru, l-a întâlnit din fericire pe Yuri, care a alungat spectrul. Expulzarea lui Shoko din stază. De-a lungul anilor, Shoko nu și-a putut uita familia. Ei a spus lui Junji despre stază, prefăcând că o explorează, dar dorind de fapt să folosească societatea iubirii autentice pentru a intra în stază și a-și salva familia. Un cult pe nume Seiko este milă pentru ea și decide să o ajute să-și găsească familia. Între timp, tatălui Yuri se bucură de ceaua de după amiază în bărlogul cultului. Junji vorbise cu el mai devreme și aflase că nu știa nimic despre stază. Junji realizează că tatălui Yuri este slab moral și lacom, așa că îl tratează bine, plănuind să-l folosească pentru a preface pacea cu bunicul Yuri și apoi să-i captureze. Yuri și bunicul ei evită vederea și îl salvează în secret pe tatălui Yuri. Tatălui Yuri îl învinovățește pe bunic că nu a folosit puterea stazei pentru a câștiga bani mari. Cu acestea, părerea lui nu contează pentru că nu are niciun cuvânt de spus acasă, așa că este forțat să plece cu Yuri și bunicul ei. În altă parte, fratele confuz al Yuri și Makoto încearcă să se ducă acasă, îl întrebe bunic ce se întâmplă, dar sunt urmați de un cult care plănește să-i omoare. Sub protecția fratelui Yuri, Makoto scapă cu succes. După o luptă intensă, fratele lui Yuri își folosește avantajul de vârstă și dimensiune pentru a-și ucide atacatorul. Este prima dată când ucide pe cineva și, deși este în autoapărare, evenimentele zilei lasă rupt mental. În timp ce lasă un spectru să-l preia, Yuri sosește tocmai la timp pentru a expulza și a salva fratele de stază. Makoto scapă și se întâlnește cu Shoko, care decide să-l folosească ca monedă de schimb cu Yuri. Shoko știe că în interiorul manipulatorilor sunt de fapt oameni, așa că familia ei trebuie să fie devenit handler. Ea plănuiește să atace oamenii înghețați în stază pentru a-i atrage pe mânuitori și pentru a-i determina pe Yuri să-și expuze spectacolele, permițând să-și găsească familia. Yuri nu înțelege de ce Shoko nu poate să ceară ajutor și în schimb își răpește familia pentru a-i forța cooperarea. Shoko spune că ea a abordat familia lui Yuri înainte, dar văzând viața lor fericită, ea nu crede că vor risca să intre în stază pentru a căuta străini transformați în monștri. De aceea recurge la răpire. Shoko încearcă să atace oamenii înghețați în stază pentru a-i atrage pe monitor, dar indiferent de câte ori încearcă, ea nu poate aduna nicio intenție ucigașă. Tatăl lui Yuri atinge ușor o persoană înghețată în stază, iar puternica sa intenție ucigașă cheamă instantaneu trei manipulatori. Yuri își folosește capacitatea de a expulza spectrele de la toți cei trei manipulatori. În interiorul cochililor monstrului se află părinții și fratele lui Shoko, care au fost schimbați dincolo de recunoaștere prin trecerea timpului în stază. Cu toate acestea, fratele ei încă dă semne de viață și își poate reveni dacă părăsesc stază.
staza. Văzând că Yuri a ajutat-o să-și găsească familia, Shoko-l întoarce pe Makoto la ea. Yuri îmbrățișează strâns pe Makoto, simțind durerea pierderii lui Shoko, chiar dacă au fost despărțiți de doar o zi. Yuri decide să sigileze staza, hotărât să nu mai lase tragediile cauzate de trecerea timpului să se repete. După stabilirea familiei lui Shoko, scopul lor este să-i scoată pe toți membrii cultului din stază și să spargă piatra sacră, astfel încât staza să nu mai existe. Shoko și ajutorul ei, Seiko, decide să li se alăture pentru a finaliza acest plan. Între timp, un membru al unui alt cult pe nume Jack găsește urme ale altcuiva care a atins piscina din curtea cultului. Își dă repede seama că cineva a ascuns un obiect într-un copac și le-a murdărit accidental mâinile, apoi le-a spălat în piscină. Urcându-se în copac, el găsește piatra sacră ascunsă. Încântat, Jack se grăbește să-i raporteze lui Junji descoperirea. În același timp, liderul de cult Junji discută despre strategii cu subordonatul său, Shiomi. Pentru a obține ajutorul lui Shiomi, Junji se oferă să-i ofere lui Shiomi societatea iubirii autentice atunci când planul lor va reuși. Jack aude conversația lor și îl crede pe Junji că îi pasă doar de piatra sacră, nu de creșterea societății iubirii autentice. Membrul cultului dezamăgit refuză să-i dea lui Junji piatra. Junji și-a planificat deja acest lucru. Totuși, el lasă un spectru să invadeze corpul, apoi își folosește mintea puternică pentru a controla spectrul. În acest fel, el se transformă într-un manipulator cu capul limpede, conștient de sine. El îl ucide rapid pe Jack și pe alți membri ai sectului trădători. Nimeni nu observă că Jack, datorită corpului său puternic, nu este mort imediat. Conștiința îi se înstompează și corpul invadat de spectru devine și el un manipulator. Junji îl vede pe fratele înghețat al Yuri și crede că îl poate folosi pentru a amenința familia lui Yuri. Așa că îl poartă pe fratele Yuri și merge la un mall cu Shiomi, unde mănâncă mult pentru a-și recăpăta puterea. Când Yuri află că fratele a fost luat, ei se împart în trei grupuri. Tatăl Yuri are grijă de Makoto, în timp ce Shoko se preface că se alătură lui Junji pentru a-l salva pe fratele lui Yuri. Între timp, Yuri și bunicul ei protejează în secret pe Shoko. Junji simte nelealitatea lui Shoko și vrea să o omoare. Cum Junji a mâncat multă mâncare, corpul a devenit mai mare și mai puternic. Shoko nu se potrivește deloc pentru el. Yuri și bunicul ei folosesc teleportarea pentru a ajunge exact la timp pentru a-l salva pe Shoko. Aceasta este de fapt parte din planul lui Junji de a-l atrage pe bunicul Yuri. Shiomi, ascuns în umbră, profită de ocazie pentru a-l răni pe bunicul Yuri și a-i colecta sângele. Apoi pleacă cu Junji. Junji aruncă sângele bunicului în piatra sacră reactivându-o. Se pare că persoana căreia aparține sângele va fi expulzată din stază. Scopul lui Junji să-l explozeze mai întâi pe Yuri, apoi să-l explozeze pe bunicul Yuri din stază, deoarece puterea lui de teleportare este prea puternică. Fără ajutorul bunicului, Yuri și familiei pot fi învinși cu ușurință. Spectrul curge din corpul bunicului. Yuri cere bunicului ei să o teleporteze la piatra sacră. Ea o sparge, iar spectrul se întoarce în corpul bunicului ei. Cu piatra sacră distrusă, toată lumea este prinsă în stază și numai Yuri îi poate ajuta să plece risipind spectrele din corpurile lor. Cu aceste, Yuri nu mai poate părăsi ea însă și staza. Spectrul trece și vede piatra sacră zdrobită. Xiaomi îl trădează rapid pe Junji și se alătură lui Yuri pentru că știe că cu piatra sacră distrusă, toată lumea este prinsă în stază și doar Yuri îl poate ajuta să plece. Xiaomi spune tuturor slăbiciunea lui Junji. După ce a devenit manipulator, trebuie să mănânce regulat pentru a reface nutrienții. Dacă nu primește suficientă nutriție, spectrul din interiorul lui va scăpa de sub control și va ataca corpul lui Junji. Despre motivul pentru care Junji riscă să devină un manipulator, intențiile lui sunt să facă tot ce este necesar pentru a fi martor la istorie și la soarta universului. Junji învață că spectrul îi poate ajuta pe oameni să se miște în stază și de asemenea să înghețe în lumea reală. De aceea Junji vrea să se înghețe în lumea reală, apoi să se trezească mii de ani mai târziu pentru a vedea cum este lumea. Pe de altă parte, tatăl Yuri și Makoto dau peste manipulator în care s-a transformat Jack. Tatăl Yuri încearcă să-l protejeze pe Makoto, dar mânuitorul îl apucă în schimb. La timp, Makoto strigă să se oprească și să-i dea drum, iar conducătorul ascultă făcând ceea ce i s-a spus. Tatăl Yuri își dă seama că Makoto are o capacitate specială de a controla manevrătorul. Când toată lumea susește și este confuză, tatăl Yuri îi păcălește, făcându-i să creadă că este cel care controlează manevrătorul, cu Makoto ajutându-l fără să știe să mențină minciuna. Managerul de partea lor au șanse mai mari de a câștiga împotriva lui Junji. Ei decid să-l atace pe Junji. Makoto controlează manevrătorul în luptă, în timp ce Seiko folosește baseballul pentru a-i distrage atenția lui Junji. Yuri și bunicul ei caută o șansă de a scăpa de spectrul din interiorul lui Junji. Lucrând împreună, echipa lor are un avantaj. Ei află că Makoto este cel cu puterea reală de control. Makoto îl face pe Handler să-l sufoce pe Junji, care slăbește și îl mănâncă pe mânuitor pentru a-și recăpăta forțele înainte de a fugi. Yuri și bunicul ei se pregătesc să-i dea o ultimă lovitură lui Junji. Junji se oferă să facă pace, promițând să-l învețe pe Yuri cum să folosească spectrul pentru a intra și a ieși din stază fără a fi prins, dar lui Yuri nu-i pasă. Junji le spune că familia lui a condus Genin Love Society timp de generații. În copilărie și-a urmat tatăl, predicând credincioșilor. El credea că învățăturile tatălui său făceau lumea un loc mai bun. Junji s-a împrietenit cu un băiat a cărui mamă era adeptă. Într-o zi l-au găsit pe tatăl Junji angajându-se în relații intime cu adeptul. Se pare că tatăl Junji a spus adeptul că a întreține relații intime cu el este un talisman de la Dumnezeu. Această revelație lui
viitoare a zdruncinat convingerul lui Junji până la capăt, schimbând pentru totdeauna felul în care a văzut lumea. Ani mai târziu, Junji a devenit liderul de cult după moartea tatălui său. A găsit înregistrări pe stază și piatră, dându-i un nou scop. În cele din urmă a decis să părăsească lumea pentru a explora lumea. Bunicul lui i-a implorat pe Yuri să fie de acord cu propunerea lui Junji, pentru că nu vrea ca Yuri să fie prins în stază pentru totdeauna. Ea crede că lăsarea lui Junji să plece i-ar pune familia în pericol. Incapabil să răzgânească pe Yuri, bunicul ei decide să-l omoare pe Junji însuși. În ultimele momente, bunicul ei ezită, pentru că Junji știe să controleze spectrul și să-l ajute pe Yuri să se întoarcă în lumea reală. Acum că piatra magică se spartă, Yuri poate trimite pe toată lumea înapoi la realitate, scăpând de spectrele lor. Dar va trebui să rămână înăuntru. Va trebui să rămână în stază pentru totdeauna, pentru că nu-și poate expulza propriul spectru. Bunicul nu se poate decide să-i facă rău lui Junji, pentru că este singura speranță a lui Yuri de a se întoarce în lumea reală. Bruce, tatăl lui Yuri, apare cu un cuțit și îl înjunghe pe Junji de mai multe ori fără ezitare, deoarece uciderea oamenilor este ușor pentru el. Spre surprinderea tuturor, instinctul de supraviețuire al lui Junji este incredibil de puternic și reușește să scape doar cu capul și organele. Împrejurimile lui Junji sunt acoperite de fire subțiri. Tatăl lui Yuri încearcă să le taie cu cuțitul, dar firele sunt atât de ascuțite încât îi taie degetul și cuțitul. Pentru a opri sângerarea tatălui, Yuri își ridică degetele și le bagă în buzunar, apoi alungă spectrul tatălui ei pentru a scoate din stază. Firele subțiri formează un cocon după o oră, absorbit constant particule suspendate din aer, în timp ce Junji încearcă să-și recupereze corpul. Yuri începe să se simtă tristă pentru că nu poate să-și a rămas bun de la tatăl ei în mod corespunzător și își face griji că va rămâne singură în stază pentru totdeauna. Bunicul observă gândurile lui Yuri și este hotărât să nu o lase niciodată singură, indiferent de ce. E decis să-și a rămas bun de la Makoto, mai întâi să-l trimită înapoi acasă pentru că este prea periculos în stază. Xiaomi descoperă că firele sunt create de spectru, iar abilitatea lui Yuri le poate risipi. După ceva efort, Yuri risipește firele și în cele din urmă vine de partea lui Junji. În acel moment, Yuri pare să-și vadă trecutul tragic. Junji s-a gândit întotdeauna că ar fi foarte fericit dacă nu s-ar fi născut într-o astfel de familie. Această obsesie puternică îl face să renască de copil. Decide să-l crească. Mai târziu și-a rămas bun de la Shoko, Xiaomi, iar Seiko-unul câte unul risipește spectrele din corpul lor și îi trimite înapoi în lumea reală. Apoi are grijă a bebelușului Junji cu bunicul ei în stază. Puțin după, Yuri îl trimite pe bunicul ei înapoi în lumea reală în timp ce el adorme. De atunci ea crește singură copilul. Au trecut 4 luni până când ea trimite copilul înapoi în lumea reală pentru educația adecvată. Acum Yuri este singura persoană rămasă în stază. Ea începe să realizeze că nu există niciun sunet în această lume liniștită. Ea trebuie să continue să facă lucruri pentru a-și ajusta starea de spirit. După încă 3 luni, Yuri decide să facă o călătorie și să se lase fericită. Singurătatea lungă o face în cele din urmă să se prăbușească și ea lasă spectrul să invadeze corpul. O femeie misterioasă îl trezește pe Yuri, pretizând că este fondatorul pietrei magice și că a trăit mulți, mulți ani. Ea îl invită pe Yuri să o găsească după ce se întoarce în lumea normală. Apoi aduce pe Yuri înapoi în lumea reală. Yuri deschide ușa și îl găsește pe bunicul ei stând în prag și se dovedește că întreaga familie s-a întors. Yuri așteaptă să se întoarcă. Pe măsură ce povestea se termină, Shoko și fratele ei recuperat locuiesc împreună. Fratele lui Yuri nu mai joacă acasă și a și găsit un loc de muncă, iar tatăl lui Yuri rămâne acasă pentru a avea grijă de copii. Povestea începe cu un concept fascinat de oprirea timpului, dar de fapt este vorba despre creșterea unei familii. La început, familia lui Yuri nu este simpatică cu fratele lui Yuri incompetent care joacă toată ziua și tatăl lui Yuri care nu face altceva decât să stea acasă. Dar această familie se prinsă în mod inexplicabil într-un caz misterios de răpire și este forțată să-i salveze pe cei tragi. Chiar și în cele mai periculoase situații, nimeni nu dă înapoi. Fie că este vorba de fratele de penele jocuri sau de tatăl inutil, atunci când familia lor este în pericol, toți fac un pas. Poate că aceasta este legătura legăturilor de familie. În cele din urmă se întorc în siguranță acasă și au un final fericit. Deci ce părere ai avut de acest anime? Anunță-mă în comentariile de mai jos.